Găina noastră. Da. Păi, ou, faci ou sau nu faci? A, vine ăștia ca să-mi ia ouăle. Îi dau palimere. Câte o vă fac găinile noastre? Nu știu, că nu le număr. A, nu le număr. Așa multe fac? Nu, că nu am nici multe. Câte găini aveți? Păi nu știu. Aveți găini? Da, cu. Câte aveți? 8 și un cocoș. Și am rațe. De ce credeți că politicienii noștri se ocupă cu astfel de subiecte? Cu ouă, cu... Asta e problema. Păi cum adică cu ouăle mele n-am voie să mănânc un ou că îmi puie nipozii la ouă? Dacă vin ăștia să vă ia găini? Să le ia că-i bag cu găini la cap. Da, aparțineți de Răcar, cum ar veni. Da, ca... da, Răcari. Da, da. Bun. Este comună Răcar asta sau oraș? E oraș. Seamănă cu un oraș? Seamănă că e frumos. Ne pălim cu el, da. Am înțeles, dar a spus că e comună. E comună sau oraș? Așa îi zicea înainte, comuna Răcar și așa se zice. Comuna Răcari. Domiciliu, comuna Răcari, sat Ghimpaț. Dar am auzit de Răcar ăsta că ar fi și oraș și comună. Cum să împacă lucrurile? Comună și, e comună, comună, dar a dat-o de orășel. A dat-o de orășel. Orășel. De ce credeți că a dat-o de orășel și nu a rămas comună, comună? Cum? Pentru că e prea frumoasă comuna. Ce să zic eu dacă am fost acolo, vorbesc cu ei? Nu, dar zic așa, în sinea noastră, e posibil așa ceva să vorbim? Adică eu mă chinui cu ele să îmi iau impozit pentru un ou? S-a descoperit că chiar și munții Carpați sunt în posesia unui politician român. Nu mai sunt ai noștri, cum se spune. Vă surprinde sau vă așteptați să rămâneți fără munții Carpați? Totul e posibil. Chiar și fără munții. Totul e posibil. Vin să vă ia găinile, a spus că vă enervați un pic, nu? Toporul e acolo. Toporul e acolo. Dau una cu toporul. Cum să-mi ia mie găinile, că eu mă chinui cu ea, să-i dau să mănânce, să mănânci un ou. Când mai bune ouăle astea din curte față de alea? Prin normal, mai bune ca alea care le cumperi de la PNC-ul care e de aia cu concentrate. Așa e cu grâu, cu porumb, cu... Nu se compară. O Iohannis ăsta. Ăsta ne-a dărâmat pe noi toată România noastră, domnul președintul ăsta. Ăsta e hoțul hoților. Ăsta-i de vină, domne, ăsta să se ducă dracului la merge la lei ca aia-l conduce. Și rest vă spun ce zic. Eu vă spun corect, sunteți ateu sau nu? Sunteți contra politicii sau nu? Dăm impozit pe ou? Pe... Dau impozit, poate să fie cu aia că tot pui la part. Aveți? Cu asta. Aveți găini de mult? Păi, că la țară, că la țară, că trebuie. Am avut și am cumpărat acum, că mi-a luat vulpea în primăvară, mi-a luat 13 găini, mi-a șters. Politicienii? Da, cu politicienii, da. Ăștia niște vulpi. Da, tot vulpi este, cu două picioare ăștia. Spun corect. Am ținut cu PSD-ul până la Dumnezeu, de când m-am născut și de când s-a înființat partidele. Dar vă spun, Dragnea nu e bun. Nu e bun, domne, să-l dăm jos, să ne dea nouă legile noastre care suntem noi de acord cu ei, nu Dragnea. Dragnea, eu vă spun corect, nu e bun. Avem ce să facem cu politicienii ăștia? Găsim vreunii vreodată buni în țara asta? Nu, n-am treabă cu ei. Așa dă în dreptul lor acolo, ia banii degeaba. Ia banii degeaba și vrea să-mi ia și ouăle la găini. S-a contribuit și noastră la bugetul statului. Ce, dar cu un ou. Îi le dă pe amândouă ale mele. Ne rugăm la moaștele astea să ne dea și nouă niște politicieni mai buni, niște conducători mai buni. Vi se pare o idee bună? Foarte bună. Foarte bună. Da. Credeți că vom reuși, doamnă, cu ajutorul moaștelor să avem și noi niște, nu știu, politicieni mai buni? Să dea Dumnezeu. Ați acum speriat că vă treziți cu mascații să vă ia găinile, nu? Să vie mascații, că nu mi-e frică. Nu mi-e frică, mă gătă. Să vie mascații, că nu mi-e frică. Să vină la sap aici, la câmp. Să nu mai stea acolo așa să se distreze cu tineretul ăsta, cu fetele astea tinere. Le mănâncă banii la moși. Așa, să vină la muncă aici, la țară. Vă întreb dacă credeți în așa ceva, în moaște. Bineînțeles că credem în moaște. Bun, ce sunt moaștele, vreau să spun? Moaște... Nici eu nu știu sigur așa să vă spun.